I-a plăcut muzica, din familie, dar a driblat-o cu sportul. Poate că noi cu toții am pierdut un muzician, dar am câștigat un comentator sportiv de marcă. Vlad Enechescu, istorisirile unui om pasionat de ceea ce face, imediat la Brandul Luchinez. E foarte greu să te afuți să cânti la pian, să ai presiunea a doi muzicieni importanți în casă, pentru că orice greșești, când lumea nu se pricepe, poți să mai dai să-mi dai pe lângă clapă, pe lângă notă, că nu se prinde nimeni. Numai că ăștia mei se prindeau de fiecare dată când greșeam. Și atunci deveneau nervii, certuri, discuții, domne, ce se întâmplă, nu mai am chef, lăsați-mă în pace și așa mai departe. Pe mine mă știți mare, mare fan de sport. De aceea vă dați seama că în seara asta îmi face o mare, mare plăcere să comentez un comentator. Pentru că l-avem pe Vlad Enechescu, invitat. Mulțumesc tare, tare mult. Salut, bine ai venit. Că ai acceptat prezența în emisiune și mulțumim că ne-ai chemat, ne-ai primit la tine acasă. Emisiunea se numește Brandul Luchinez. Tu ești cunoscut ca un comentator de sport. Acum, știi cum suntem noi care tot timpul găsim nod în papărul comentatorilor. Ba că vorbesc în clișee, ba că tra-la-la, ba că nu știu ce. Te întreb așa, cu răutate, de ce vorbiți voi în clișee tot timpul? Mă, știi ce se întâmplă? De multe ori mi-am pus o problemă asta și am încercat să analizez post-factum ce trebuia și ce aș fi putut schimba în timpul unui comentariu, ce să spui. Meseria asta nu necesită cine știe ce facultăți de inginerie nucleară, dar pe de altă parte este o meserie extrem de riscantă pentru că ceea ce ai spus în momentul ăla, aia e. Nu se poate întoarce, nu se poate șterge, nu există gumă, nu există cap limpede, nu există corectură, nu există nimic. În momentul în care lucrurile astea se repetă, și am să-ți dau un exemplu concret să-ți dai seama despre ce e vorba, la campionatul mondial din 2006 din Germania, în 20 de zile, primele de la începutul turneului, am comentat 17 meciuri. Adică în 20 de zile am avut 3 zile în care n-am comentat. Singura echipă care mi s-a repetat de două ori în cele 20 de meciuri a fost fabuloasa reprezentativă a statului Togo. Asta înseamnă că în fiecare zi, pe 3, 4, 5, 6 ore în care să te documentezi despre oamenii respectivi, ce fac, cum fac și așa mai departe, și ai senzația, vorbind o oră și jumătate, liber, pentru că nu-ți poți scrie speech-ul. Speech-ul ăla trebuie să vină atunci, da? Poți să scrii niște date, niște informații. Și atunci, un om care comentează o oră jumătate în fiecare zi timp de 20 de zile, are senzația că nu mai există cuvinte pe pământ și în limba română pe care le poate folosi și implicit se ajunge și la clișee. Acum, orice om care este interesat de meseria asta și de ceea ce prestează el acolo, cu siguranță se gândește după meci ce poate îmbunătăți și ce trebuie să schimbe și încearcă să evite clișeele. Pe de altă parte, toți și în viață și în orice altă activitate pe care o facem, avem clișeele noastre. E greu. Drama este că sunt unii oameni care îți copiază clișeele tale și măcar dacă le-ai folosit numai tu pe ale tale, lumea nu s-ar supăra și nu s-ar simți deranjată. Dacă când începe toată lumea să le folosească, așa, aulea, Enechescu, vorbește și el tot de clișeele alea. Meseria e asta. Nu poți. În momentul în care trăiești ceea ce faci acolo, în momentul în care, pentru că a fi comentator înseamnă, mai ales când vine și un meci de echipă națională sau cu o echipă românească în Europa și așa mai departe, ai o dublă calitate. E și comentator în care trebuie să fii capul limpede care analizează ce se întâmplă acolo, e și suporter, că nu poți să-ți iei din suflet chestia asta, nu? Când joci cu o reprezentativă pentru calificarea la un campionat european sau mondial. Și atunci ai momente de trăire în care uiți raționamentul, trăiești, îți dorești să transmiți celui de acasă exact ceea ce simți tu în teren acolo. Comentariul din România și din lume în ziua de astăzi este total diferit de ceea ce se întâmpla acum 20-30 de ani. Și am analizat stilul de comentariu și al italienilor și al englezilor și nemții și așa mai departe. Oamenii încep să devină din ce în ce mai aplicați. Publicul este din ce în ce mai educat și cunoaște din ce în ce mai multe lucruri, nu numai din cismigiu de la colțul microbisului, ci și pur tehnică și abordarea unei partide. Și atunci trebuie în permanență ni să-i relatezi istoria orașului în care se joacă meciul respectiv, pentru că nu mai interesează pe nimeni. Acum, pe vremuri, n-aveam acces la internet. Google ne spune unde se joacă, la Varșovia. Ok, tot ce vreau să știu despre Varșovia aflu instantaneu, nu mai trebuie să-mi spună comentatorul. Unu și doi la mână, îmi trebuie
Sentimentul că sunt la stadion, eu din fața televizorului nu simt la fel ca cel care este pe stadion și ăla trebuie să-mi transmită de acolo care e atmosfera și nu să spună pur și simplu să o relateze, prin felul în care vorbește, prin debitul pe care îl are, prin ideile pe care le expune, să te facă să te simți ca și cum ai fi în tribună. Fără să vrei, involuntar apar și clișeele astea, pentru că atunci când se repetă foarte multe lucruri și intervin și oboseli, pe vremuri se comenta un meci pe săptămână, dacă se comenta și ăla. Spun anii de înainte de 90 și imediat după. Acum îți dau un exemplu la Dolce Sport, am avut acum o săptămână 34 de meciuri pe care le-am transmis într-o săptămână. Numai noi, plus altele care sunt și la alții. Îți dai seama că e complicat la un asemenea număr de meciuri să nu apară și clișee. Auzi, dar te întreb așa ca între băieți, așa, care a fost cea mai mare dumă pe care ai dat-o? Cea mai mare chestie ciudată pe care ai scos-o ca... Au fost mai multe. Nu știu să spun dacă e un clasament să zic cea mai mare dumă sau nu. De exemplu, am avut și am suferit pentru că debutam la echipa națională în 2000, comentam un meci al echipei naționale în sensul ăsta, și ca să nu se înțeleagă că n-am apucat să joc acolo. Și era primul meu meci și eram la Milano, era Italia-România, abia se prăpădise de două zile Cătălin Hâldan. Și era momentul ăsta de reculegere pe care l-au ținut acolo, camera trecea peste jucătorii noștri și în loc să spun ce trebuia să spun și din emoția că eram acolo și din durerea pe care aveam pentru dispariția lui, am zis de Cătălin Munteanu, care juca în seara aia și era în imagine. Știi? Și atunci, știi cum e, că vezi, de asta spun, când ești acolo, ți este foarte greu să trebuie să te uiți pe teren, trebuie să auzi în cască ce se întâmplă, că poate ți se mai spune ceva din studio, trebuie să te uiți pe monitor să vezi ce vede omul de acasă, că tu poți să vezi pe teren ceva, dar omul de acasă nu vede și atunci trebuie să știi să faci asta, trebuie să funcționeze și rotițele din creier, să începi să și vorbești. Și atunci știi, dintr-o chestie asta, imaginea pe care ai în față îl vezi pe Munteanu, se propădise săracul Cătălin Hâldan și am zis că în momentul de reculegere memoria lui Cătălin Munteanu, care era pe teren. Mi-am dat seama că mi-a sunat în minte, știi, așa, zic, bă, dar dacă fac acum, ori am zis, ori n-am zis, nu sunt sigur. Știi, eram și singur, nu eram al doilea comentator. Asta e iarăși o idee în care al doilea comentator și pentru asta e bun. Pentru că ai timp să-ți mai pui ordine în gând, în gânduri, are timp el să te corecteze dacă spui o prostie. E clar că n-a spus-o din neștiință, nu? E firesc. Adică mi-a amintea cocoșului că știam despre ce e vorba. Dar e momentul, e încărcătura, e emoția, atunci mai dai și chestia asta. Sunt și greșeli, nu știu, am zis că la Galați suntem pe malul, la malul mării, dar mă gândeam la Dunăre, că să așa. Repet, sunt inerente. Chestiunile de genul ăsta sunt inerente pentru că, revin, cine le critică și le transformă în niște gogoși de-astea uriașe, n-a făcut niciodată meseria asta. Pentru că e simplu la ziar, scrii, ștești, te mai gândești, îți zice la ai făcut 17 sau 140 de semne, ok, nu vine nimic, mai duc, mai fumez o țigară, mai beau o cafea, mă întorc, mai scriu, am timp mult, nu-mi place, șterg, arunc, iau de la cap. Acolo nu mai ai timp să faci chestia asta. Adică ai spus-o, a rămas spusă. Asta e. Și legea pe care, și învățătura pe care am avut-o și de la Cristian Țopescu a fost asta. Păi dacă nu e sigur că ai spus o tâmpenie, las-o așa, mergi mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că, până la urmă, n-ar rost să revii. Pentru că nu faci altceva decât să atragi și mai mult atenția asupra unor greșeli pe care ai spus. Multe din lucrurile le realizezi instantaneu. Dacă sunt majore, încerc să le corectez, tocmai ca să nu înțeleagă cineva că ești chiar un analfabet. Da. Nu cred. Să știi că oamenii care au ajuns să facă meseria asta totuși, chiar dacă începuturile au fost grele, ca orice meserie nouă, nu o stăpânești, nu știi despre ce e vorba de la bun început, dar în timp, simplu fapt că ai exersat și că ai comentat mult, îți aduce o ușurință de a vorbi și o ușurință. Păi, sigur, intervin nuanțele și mai am un aspect. Comentatorul, nu cred că există unul pe pământul ăsta, nici chiar Cristian Țopescu, care să spună, nu există, să n-a fi avut contestatari. Atâta timp cât este o chestiune subiectivă. Îmi place sau nu-mi place? Nu există un instrument de măsurare a valorii unui comentator. Este o chestiune subiectivă, de moment, îmi place, sunt de acord cu ce zice, mă regăsesc în ceea ce zice sau nu. Și atunci, tocmai pentru că e așa, nu merită să te apuci să
știu, să faci procese de conștiință, pentru că oricum, în orice situație, nu vei reuși să-i mulțumești pe toți. O să spună lumea că ne-am înțeles, pentru că următoarea întrebare era exact despre maestru Cristian Țăpescu. Am un respect deosebit pentru el și de ce spun așa, din bucătărie. Noi pregăteam să facem emisiunea, nici nu eram sigur că o difuzăm și am zis, maestre, mă ajuta și pe mine cu oricând, cu mare drag. Îți rămâne la sufletul un asemenea om. Și vorbeam cu dânsul la o cafea și ziceam, noastră știți că există o unitate de măsură a comentariului sportiv în România? Nu, care e? Zic, Țăpescul. Este o unitate de măsură. Da. O simți și tu așa? Adică... Da, da, da. Acum, chiar am văzut un studiu relativ recent, am participat de fapt la un focus group și am rămas surprins să văd niște puști, pentru că era un target între 18-25 de ani. Pe vremea când ei s-ar fi născut și începeau să se uite la televizor, Cristian deja nu mai comenta. Eu l-am prins foarte puțin. Da? Și am altă vârstă, l-am prins în TVR, el m-a adus acolo, el m-a învățat primele și mi-a arătat primii pași în televiziune, dar comenta din ce în ce mai puțin și fotbalul renunțase aproape de tot la el după nebunia cu Escobar și rămăsese doar pe lucrurile dragi sufletului lui, gimnastică, patinajul artistic și așa mai departe. Și într-adevăr, lumea în continuare, știi, este ca acea emblemă, medalie pusă în piept, doamne, nimeni nu mai e ca Țăpescu. Și s-au auzit niște puși de 20 de ani, spune, da, am auzit de cel mai bun a fost Cristian Țăpescu, tu nu l-ai auzit. Adică e clar că tot din familie, tot din anturajul lui a auzit subiectul respectiv și, într-adevăr, Cristian a reprezentat pentru generații de-a rândul etalonul și toți am avut... Vrem să fim precum Cristian Țăpescu, este evident, ne-am dorit toți acest lucru, pentru că era omul de la care puteam să învățăm. Așa cum ți-am spus și mai devreme, tehnicile și ideea de comentariu, toate astea sunt schimbate, nu mai sunt ca atunci. Înțelegi? E altă dinamică, e altă nebunie. Sportul este altul. Închipuieți zecele de la gimnastică cu... miimile de punct de la fiecare element pe care astăzi se cotează și așa mai departe. Deci nici comentariul nu mai poate să fie la fel. Pentru că și sportul s-a schimbat și dinamica lui s-a schimbat. Tenisul jucat de Năstase și de Țiria cu racheta de lemn versus Federer, Nadal, Djokovic de astăzi. Adică e cu totul și cu totul altceva. Cu toții ne-am dezvoltat. Implicit și comentariul se schimbă. Lumea te știe drept comentator. Dar puțin te știu în calitatea ta de mare manager de management. Nu cumva îți scoate așa poezia din ce faci tu, activitatea asta de manager, facturi, contracte, categoric, administrative? Da. Lumea mă știe și încă trăiesc, să zic așa, din bogăția acumulată în anii de TVR, când am comentat foarte, foarte mult și era principala sarcină de serviciu, să spun așa. Partea de management am început-o chiar în TVR, pentru că, până la urmă, de acolo... Mi s-au tras toate, ca să zic așa, și cele mai multe lucruri și de aia sunt recunoscători instituției și voi fi toată viața. Nu neapărat tuturor oamenilor din instituție, dar asta nu are legătură cu și nu e de vină instituția cu ce s-a întâmplat. Managementul este o chestiune pe care mi-am dorit-o, mi-a plăcut. Am avut un instinct ăsta de lider și mai tot timpul în mine. Nu știu, cred că este o chestiune... din naștere. Am fost capitan de echipă, toată lumea mă considera de lider și în clasă, deși n-am fost neapărat comandant de detașament, dar pe mine mă ascultau oamenii, nu pe comandant. Era o chestie, a fost o chestiune de carismă până la urmă, nu-mi dau seama. Asta, așa s-a întâmplat. Și atunci, în TVR s-a pus problema la un moment dat și mi s-a oferit această șansă, uite, ai vrea să te ocupi de zona asta, sigur, hai să încerc, nu știu dacă pot, lăsați-mă să văd. Mi-a plăcut foarte tare. Sunt un tip extrem de meticulos și de organizat în ceea ce face. Și atunci managementul implică și o mare doză de rigurozitate, de atenție, de meticulozitate. Și începând din TVR am fost cel mai tânăr redactor șef al instituției. Aveam 27 de ani la redacția, departamentul sport, redacția de emisiuni și transmisiuni. A continuat cu realitatea Telesport și din 2010, într-adevăr, directorul general al lui Dolce Sport este practic cel mai drag proiect pe care l-am din TV, pentru că este un al treilea copilaș pe care l-am. Eu l-am creat împreună cu colegii mei, bineînțeles că nu se poate face singur. După cum observi televiziunea, e de echipă, nu ești numai tu.
dar este proiectul pe care l-am luat de la zero, nu exista, nu aveam nimic, deci nici corner logo nu exista și am făcut totul de la A la Z. Și de asta spun că ăsta este poate cel mai drag după Minutul 91, care e brandul pe care l-am construit în TVR și l-am continuat și l-am și astăzi. Eu aș putea vorbi cu tine despre sport și despre managementul sportului 2 săptămâni. Da. Da, hai să zicem, gata cu partea de sport, pentru că tău brandul Vlad Enechescu mai are încă niște fațete. Niște sub-branduri. Vreau să-ți mărturisesc că unul din lucrurile faine pe care le fac eu cu emisiunea asta e cunosc și oameni extraordinari, despre care știam așa mare, dar n-am avut ocazia să vorbesc, că doi dintre ei sunt părinții tăi. Bă, două interviuri extraordinare. Deci păi eu am încărcat cu o energie fantastică din interviurile alea. Cum s-a întâmplat din doi, hai să, era să zic monștri, dar nu e frumos să vorbesc așa despre părinții tăi, două nume extraordinare muzicale, tu să o iei pe derbedenismele astea cu sport așa? Da, au fost mai multe aspecte. Am încercat cu muzica și normal, ca orice copil născut într-o familie de muzicieni și cu pianul în casă, primul lucru pe care l-am avut, primul lucru pe care mi l-a oferit a fost pianul. Și am luat niște lecții de pian, am cântat la pian o perioadă. E foarte greu să te apuci să cânți la pian, să ai presiunea a doi muzicieni importanți în casă, pentru că orice greșești, când lumea nu se pricepe, poți să mai dai să dai pe lângă clapă, pe lângă notă, că nu se prinde nimeni. Numai că ăștia mei se prindeau de fiecare dată când greșeam. Și atunci interveneau nervii, certuri, discuții, domne, ce se întâmplă, nu mai am chef, lăsați-mă în pace și așa mai departe. Plus că am fost un copil cu foarte multă energie. Întotdeauna, așa asta știu de la maică mea, că nu mi-aduc neapărat, adică mi-aduc aminte cât de multe geamuri am spart prin școală, din cauza fotbalului și după aia pentru că mai aruncam și cu mingea de basket din când în când. Și am avut foarte multă energie și eram un copil care le râga în continuu. Ori chestia asta la pian nu prea cadrează. Acolo trebuie să stai și trebuie să fii 3, 4, 5 ore, depinde cât de mult îți dorești să obții de la instrumentul respectiv. Este chestiune de studiu. Ești un pic de, adică e nevoie categoric și de talent, dar este foarte multă muncă în toată chestiunea asta. Și atunci, știi cum sunt scaunele alea de pian, care se ridică, se coboară? Pentru mine era mult mai atractivă ridicarea, coborârea și așa mai departe, îmi șurubam și deșurubam scaunul respectiv de 100.000 de ore. Îmi plăcea să cânt în momentul în care știam ce am de cântat. Nu-mi plăcea să învăț să cânt nimic. Dar din momentul în care aveam o bucată pe care o știam, ce o cântam cu o mare plăcere, nici nu mă mai uitam în note, nici nu mai întrebeam nimic, pentru că rezonam, să spun așa, și îmi plăcea. Sigur că văzând toată nebunia asta a mea de energie, au zis, hai să-l duce totul să facă și un sport, pentru că trebuie să-și o consume undeva energia și poate reușim să facem ceva și cu pianul după aceea. Sportul de care m-am lipit cel mai tare a fost prin clasa a patra, am ajuns la basket. Eram un țânc și eram cel mai mic din clasă, mingea era mai mare decât mine, dar mi-a zis, mie îmi place foarte tare chestia asta și mi-a captat foarte mult din atenție mingea de basket și sportul ăsta. Și asta s-a transformat în alte probleme pentru pian. Că la basket îți mai vine o minge în degete, degetul umflat, probleme, nu mai poți să cânți la pian, nu mai merge digitația așa cum mergea. Și ușor, ușor am decis de comun acord. Cred că am început să și raționez un pic mai devreme decât alții, pentru că eu am mai spus și aici, nu cred că am spus-o niciodată, dar pot să ți-o mărturisesc. Am avut și o teamă, pentru că ori de câte ori copilul unei familii urmează aceeași direcție, e aproape imposibil să nu existe comparație. E mai bun ca taicăsu, e mai prost ca taicăsu, e mai bun ca maicăsa sau nu. Știind exact că taică mi-a ridicat și cu maică mi-au ridicat atât de sus ștacheta, am zis, bă, n-am, cum nu-mi place mie să fac chestia asta, nu o să pot să o fac mai bine ca ei, probabil niciodată. Și atunci va fi foarte greu să-mi fac propriul meu nume, propria mea, și să fiu toată viața băiatul lui tata, băiatul lui mama și așa mai departe. Cui nu-i place dragostea? Să-mi o teie numai mie, hei, hai, tra-la-la-la-la, să-mi
emisiunea asta e foarte, foarte mișto dacă ar fi să o comparăm cu un meci, pentru că eu centrez, eu dau cu capul și eu și arbitru care fluieră și zice pauză de publicitate. Urmează la brandul Luchinezu. Copiilor mei mi-a spus clar că nu, faptul că aveți părinții pe care îi aveți nu înseamnă că trebuie să mergem la școală, să începem să ne lăudăm, să ne apucăm să facem. Sunt părinți normali, mergem la ședințele cu părinții, discutăm cu oameni, adică nu avem nimic anormal în noi. Ne trăim o viață cât se poate de relaxată și de liniștită și așa vreau să înțeleagă și să perceapă și copiii. Știind exact că taică mi-a ridicat și cu maică mi-au ridicat atât de sus ștacheta, am zis, bă, n-am, cum nu-mi place mie să fac chestia asta, nu o să pot să o fac mai bine ca ei, probabil niciodată. Și atunci va fi foarte greu să-mi fac propriul meu nume, propria mea, și să fiu toată viața băiatul lui tata, băiatul lui mama și așa mai departe. Și atunci am zis, trebuie să aleg o carieră altceva decât au făcut ei. Sportul ăsta îmi place foarte tare. Eram iarăși conștient că nu voi putea duce sportul decât până la o anumită vârstă, pentru că biologic, na, toți sportivii pățesc chestia asta. Și am căutat în permanență un motiv și un mijloc de a rămâne în zona vestiarului. La 18 ani am intrat în TVR, în ianuarie 95. În octombrie 94 intrasem la facultate, la Academia de Educație Fizică și Sport. Și jucam basket în divizia A la Sportul Studențesc. Erau trei evenimente care se petreceau simultan în viața mea și care se traduceau în felul următor. Dimineața, pe la 6:30-7, luam din casă, la fugă. Aveam o geantă foarte mare în care mi-intra și echipament de sport și mâncare și de școală și de alea și de alea. Și că mă mut în fiecare zi. Și o luam așa pe traseu, mă duceam la TVR, mă duceam la școală, mă duceam la TVR din nou, mă duceam la antrenament, iar mă întorceam pe la TVR. Și am mers treaba asta cu vreo 3-4 luni, după care mi-am dat seama că nu o să pot să funcționez în parametrii corespunzători și a trebuit să renunț la ceva. Iarăși împreună cu familia am decis, mergem pe televiziune și facultate și renunțăm la sport. N-am fost, sunt, cum să spun eu, legat de muzică în continuare, îmi place, consum, sunt aproape, am, aș putea spune, și expertiza unui om care s-a născut în muzică, se juca cu mașinuțele prin casă și ai lui cântau și repetau acolo și înțelegeam de fiecare dată de ce repetă, unde era greșeala, pentru că oamenii își vorbeau, nu? El, tu nu dădeai, la vremea respectivă îi spune că nu contează de niciun fel ceea ce auzi, dar îți intră într-o memorie acolo și e o cutiuță pe care oricând o poți scoate. Nu cred că aș fi făcut o mare carieră în muzică. Aveam și un văr la Cluj care cânta foarte bine la pian și iarăși, păi și ăsta vine în familie, l-a făcut ăla, ăsta nu o să facă ce face el. Și atunci am ales ideea de sport, de mișcare, de presă sportivă ulterior, pentru că mi-am dorit să fiu alături de sportiv și de domeniul ăsta. Da, și cu muzicienii sunt în relații foarte bune și am prieteni foarte mulți. Pentru că vorbeam de ce înseamnă relația cu părinții
Și e o poveste foarte interesantă. Știi de ce e interesantă? Exact ce vrem să facem noi în emisiunea asta. Bă, nu-l lua pe Vlad Enenchescu numai pentru că l-ai auzit comentând și atât. Uite-te un pic, trebuie să înțelegi omul care a început cu muzică, omul care încă mai e pasionat de muzică, omul care are doi părinți, iar zic, mă, foarte frumoase interviuri, o să le vezi. Da, extraordinar. Că mi l-am văzut, dar cu mama nu l-am văzut încă. O să vină. Hai să mergem invers, în calitate ta de părinte. Vorbim ca doi tați. Și eu am în casă niște bucățele minunate. Ce o să te faci dacă o să vină oricare din copiii tăi și o să zică, tati, eu vreau să mă fac aviator sau ceva? N-am nicio problemă și din punctul meu de vedere, nu i-aș îndemna neapărat să urmeze cariera mea. Acum știu, ei sunt născuți într-o casă în care amândoi părinții sunt jurnaliști. Presa este o chestiune frumoasă, eu o fac cu plăcere și realmente îmi place ceea ce fac, dar nu sunt neapărat hotărât să-i îndemn pe copiii mei să urmeze aceeași carieră. Fiimea pare ușor mai mult atrasă de zona asta artistică, dar nu de muzica clasică, ci de partea ușor mai comercială a muzicii. I-am dus la operă, merg la teatru, sunt prezenți la spectacole, am încercat să le conturăm un background ăsta în care să le vadă pe toate, dar nu-i oblig. Adică mai mult îmi doresc eu să mă duc la operă decât își doresc ei și le respect decizia. Adică, ok, nu-ți place, nu e o problemă. Din când în când mai mergem, pentru că trebuie să știi măcar minimum și despre ce este vorba aici, să nu te uiți ca gâgă atunci când se discută subiectul. Dacă nu-ți place, nu te obligă nimeni să faci ceva ce nu-ți place. Am decis că trebuie să facă mișcare pentru că le este bine și le este necesar și atunci am luat amândoi de două ori pe săptămână și asta aici intervine, să zic, obligativitatea. Ulterior o să mulțumesc ei mie că i-am obligat să facă treaba asta. Exact. Și asta pot să spun că este obligatoriu, dar le place, adică nu e nici corvoadă, nu e nici... Și nu vreau să îi scot niciun felps din ei, îmi dau seama că nu e cazul. Dar trebuie să se ducă pentru că îi ajută. Iar la fimiu recunosc, mă încântă să văd recent, face 6 ani în decembrie, la fimiu văd că este foarte atras de fotbal. Vrea să-l joace, lucru pe care nu pot să spun că mă încântă, dar mai ales vrea să se uite, îl consumă și a început să știe. Să-mi spună, ăla e ăla, uite, îl recunosc pe ăla, l-am văzut acolo. Se mai joacă un pic și pe câte un iPad la un fotbal și știe unde e Van Persie, știe unde e David Villa. L-a găsit într-un catalog de ăsta cu poze, cu stickere de fotbalești, l-am pe Villa, l-am pe alea. Îi place, a mers la stadion, m-aș bucura să aibă dragostea asta de... Fiime foarte talentată atunci ce înseamnă limbi străine și vorbește deja și atunci cred că asta e cariera ei spre zona asta de limbi străine, ceva, nu știu. Ea spune, acum oscilează, e prea mică, nu, la 9 ani nu cred eu că știe ce vrea să facă. Pe fiul meu cred mai degrabă pe el că l-aș putea vedea într-o carieră de genul ăsta. Aviator cu siguranță nu se face pentru că este o frică de montagne rusă de n-ai văzut. Adică în Disneyland mai mult ne dăm noi decât să dă el și stă jos și se uită la noi, lasă că e mai bine de aici jos pe pământ. Dar nu suntem și nu sunt de părere că trebuie să îl obligi, cum nici ai mie nu m-a obligat pe mine să fac muzică. Ar fi putut și ar fi avut tot dreptul să o facă. Să știi că așa privit, așa de unde ne uităm noi, e o chestie extrem de ciudată. Un fel de trădare a valorilor familiilor și dacă ar fi de aia taliban. Dar nu sunt. N-au fost niciodată. Și adică eu în părinții mei am avut și părinți și foarte buni prieteni. Adică cu tatăl meu vorbesc în ziua de astăzi foarte mult. De la el primesc cele mai multe și cele mai importante sfaturi. El este principalul critic atunci când vine vorba de meserie și știu că o face... Am văzut că o are pe asta, o are. Da. Nu, și o face foarte bine, adică mie îmi face foarte bine pentru că este un om în care pot și știu că pot să am 100% încredere. Nici nu îmi dorește rău, nici nu o face cu rea intenție, adică realmente când îmi spune ceva, mi-o spune pe bună dreptate și trebuie să țin cont de ceea ce spune. Și de asta spun, dacă ei nu m-au obligat pe mine să fac nimica, părinții soției mele lucrează în domeniul, au lucrat și lucrează în domeniul financiar. Deci ai zice, iarăși, trebuie să te faci economist neapărat, că așa e, nici ea nu s-a făcut. Adică nici din partea ei n-a avut această presiune în familie să urmeze cariera familiei, nici eu nu am avut-o. Și atunci, cred că împreună, din noi doi jurnaliști fiind, nu cred că o să se nască ideea de a obliga pe cineva, pe unul dintre copii, să meargă într-o direcție anume. Sigur că
ca orice părinte, aș vrea să fac, să am un soi de ghidaj. Da? Dacă văd că deraiază un pic prea mult de la linie, cred că aș interveni. Să nu fiu ipocrit să spun că nu. Adică declarația asta, lasă copilul să facă ce vrea și ce-i place, e ok, până la o deviere majoră de la cursul decent al lucrurilor. Adică putem să facem orice în limita bunului simț, să zic așa. Dar e prematur, sunt mici, 9 și 6 ani, nu mi-am făcut încă probleme. Ceea ce îmi propun este să le ofer posibilitatea să vadă de toate, să atingă și să guste câte un pic din orice și la sfârșit să-și decidă ei, da, aș vrea să mă fac doctor, să mă fac avocat, să mă fac, nu știu, economist, comentator sportiv. Nu, iarăși vine, nu te face comentator sportiv, ea spune eu. Iarăși te compare toată lumea cu taică-tu, cu alea, e mai bun ca taică-tu, e mai bun. Nu cred că e neapărat din... Dacă îți dorești, vei avea susținerea mea în orice fel de direcție. Da. Au venit cumva copiii tăi să spună vreodată, tati, mi-a zis un coleg că ești vedetă sau ceva. Cum ai gestionat treaba asta? Că se întâmplă. Mai știi care e chestia? De la apariția lor și de când au început ei să fie oricum mai mari și mai conștienți, prezența mea publică a fost din ce în ce mai mică, știi? Și m-am retras un pic. După nașterea Nataliei, aproape că am refuzat evenimentele mondene pe care altădată le consumam zi de zi. Asta eram, repet, ne eram tânăr, nu aveam nicio obligație, puteam să fac ce vreau, nu trebuia să ajung niciodată. Apariția copiilor mi-a schimbat un pic și din priorități și din viață și din dorința de a face sau a nu face niște lucruri. Mă și săturasem, vedeam aceleași figuri, aceleași vorbe, aceleași discuții, aceleași mese puse de diverse companii. Și asta s-a tradus, să știi, și într-o chestiune de dispariție ușor din prim plan. Și din lumina asta de reflectoare, pentru că omul te invită, vede de două, trei ori că nu mai vii, ok, nu mai vine, nu-l mai invit, deci aia e. Și ușor, ușor dispare. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. Acum, ceea ce se petrece în România din punct de vedere mediatic cu așa zisele staruri, prefer să stau acasă, prefer să n-apar la televizor, prefer să nu se vorbească despre mine dacă stau să mă gândesc despre cine se vorbește. Sunt eu pe mine cu ale mele. Și am războaiele mele interioare și mă mai exprim din când în când pe blog, departe de a fi un mare blogger, dar pentru că nu vreau să vorbesc la televizor, scriu acolo așa ce îmi trece mie prin cap și mai arunc câte o săgeată. Nu mai știu de unde pornisem discuția cu vedete pentru copiii tăi. Îmi vine femeia și îmi spune de pe stradă că, sau de la școală că da, că știu pe taică-tu, că l-am auzit la alea. Unii, tot așa copiii, ce au auzit până în casă. Ăla e un tâmpit, ăla e un bun, ba, e foarte bun, mai așa mai departe. Eu încerc să le explic întotdeauna, pentru că pe ei, ceea ce am trăit direct era, dacă mergeam la piață, lumea te mai salută, mai sunt oameni care mă recunosc pe stradă. Și mă întreabă, dar de unde el știe? Nu știu, tati, eu nu-l cunosc pe domnul respectiv, dar am răspuns pentru că dânsul a salutat și, că te știe de la televizor. Zic, da. Dar nu asta e important pentru tine și nu pentru noi nu trebuie să fie asta important. Este un lucru pe care îl avem și pe care ni-l oferă automat meseria. Dar și mie mi-ar plăcea să apar la televizor și în revistă. Trebuie să faci ceva ca să poți să apar la televizor și în revistă. Să faci ceva palpabil, nu ceea ce fac astăzi multe domnișoare. Să ai o meserie, să faci ceva. Și în momentul în care vine cineva să te întrebe ce ai făcut și să povestezi despre meseria ta, atunci o să apari și în reviste și o să fii și vizibil dacă asta îți dorești. Sunt și avantaje, sunt și foarte multe dezavantaje în spatele acestei chestiuni. Acum nu vreau nici să pară ăla care e sufocat de oameni pe stradă, pentru că nu se întâmplă chestia asta. N-am trăit niciodată această problemă, am încercat întotdeauna să răspund, pentru că și asta este o chestiune falsă pe care falsii de astăzi, falsele vedete de astăzi o spun, dom'le, nu mai pot să ies pe stradă că nu mai am loc, că toată lumea mă oprește. Stai puțin, asta ți-ai dorit. Adică cum să vii tu să ai tupeul și nesimțirea să spui acum eu nu mai pot să ies pe stradă că nu mai am cum să ajung dintr-un loc într-altul că nu știu câtă lume vrea să facă poză pe mine, când tu de fapt și de drept de asta te-ai dus acolo pentru chestia asta. Nu. Dacă cineva și-a dorit ceva, că să stea de vorbă cu mine, să îi dau un autograf, să facem o poză cu cea mai mare plăcere întotdeauna, pentru că de asta face meseria, pentru ei, pentru oamenii de acasă, noi pentru ei muncim. Da, pentru că fără ei noi nu am putea să ne facem meseria dacă nu ești cât de cât
valoros și căutat în meseria ta, automat îți pierzi și locul de muncă și toate cele, pentru că nu te consumă nimeni. Da? Ești un obiect și tu un bun de consum, ca să spun așa. Și atunci, relația pe care o am cu oamenii este cât se poate de normală. Relația copiilor mei, mi-a spus clar că nu, faptul că aveți părinții pe care îi aveți, nu înseamnă că trebuie să mergem la școală, să începem să ne lăudăm, să ne apucăm să facem. Nu. Suntem părinți normali, mergem la ședințele cu părinții, discutăm cu oamenii, adică nu avem nimic anormal în noi. Ne trăim o viață cât se poate de relaxată și de liniștită și așa vreau să o înțeleagă și să o perceapă și copiii. Ziceai de blogul tău mai înainte. Eu am observat că și la construcția brandului folosiți social media foarte bine. Da. Adică și pe Facebook vă mișcați foarte bine. Cât e de important să ieți un brand de media? E foarte greu să folosești altă media să te promovezi. Mediile astea sunt medii surori, și-a spune că sunt chiar complementare și necesare. Cred cu tărie că viitorul se îndreaptă către zona de online și către zona de consum online, chiar dacă va fi pe televizor. Tehnologiile se schimbă, vedem ce se petrece și în străinătate și nu cred că mai avem pretenția că dăm noi ora exactă în ceva, dar cred că bătălia mare este cât de repede reușim să adaptăm și să implementăm la noi ce e trend afară, ca să spun așa. Cred că până la urmă și până la urmă în casele oamenilor va ajunge un singur cablu care va oferi tot. Felul în care va consuma după aia omul respectiv, că o face pe televizor, că o face pe tabletă, că o face pe telefon sau pe eu știu ce alte device-uri se vor mai naște, e o chestiune de alegere, da? Dar furnizorul de conținut, cum suntem și noi astăzi, va trebui să producă niște lucruri de foarte bună calitate, va exista un mediu de propagare a produsului până în casa omului și după aia omul decide cum le consumă. Este foarte importantă astăzi social media, pentru că există o comunitate, mai ales, știi cum e, sunt toate legate. Targetul comercial este de oameni tineri, cu activi, care produc bani, care câștigă bani și pe care îi vrei alături de tine să le oferi produsul tău, să ți-l cumpere sub o formă sau alta. Acești oameni sunt oameni care s-au adaptat noului, consumă la rândul lor foarte mult social media, sunt prezenți cu telefonul ăsta în buzunar, smartphone-ul ăsta care ne dă atâtea bătăi de cap, dar nici n-am putea trăi fără el în momentul de față, cel puțin eu simt că nu am la mine nimic dacă n-am telefonul. Parcă dacă nu-ți merge, da. Exact. Și atunci este exact cea mai simplă modalitate de a-i comunica omului, pentru că iarăși o chestiune, nu neapărat că vrei să intri cu forța în viața lui. El poate oricând să spună nu, ca și la telecomandă. Nu vreau, am schimbat programul și m-am dus mai departe. Dar îi ușurezi și îi înlesnești accesul la informație pe care nebunia de astăzi poate nu ai timp să ți-o cauți. Și atunci prin social media îi spun, ia uite-te tu diseară la emisiunea Minutul 91 de la Dolce Sport, pentru că îl vezi pe Enăchescu, îl vezi pe Panduru și pe Lăzărescu și discutăm despre asta. Omul primește mesajul, bravo, uite, poate mă uit. Poate nu mă uit. Da. Eu îmi fac datoria, știi, este ca un reminder de la, ca un bulk SMS pe care îl folosești la un moment dat să comunici câte o promoție sau ceva, la fel și social media pentru noi, pentru TV, cam asta e. Eu nu mă uit la știrile sportive la TV, le consum pe cele de online. Știi de ce nu mă uit? Mie mi-e milă de multe din fetele alea care spuse acolo să prezintă știrile. Băi, și pe bune mi-e milă de ele. Și de ce mi-e milă? Că vezi o bimbă. În esența asta vezi o bimbă pe televizor și poate fata aia e foarte deșteaptă. Discutăm despre Kant. Acum exagerez cu ea. Dar de ce se întâmplă asta? De ce? Adică știrile astea numai așa pot fi vândute? N-aș discuta exclusiv despre știrile sportive. Îți răspund și la știrile sportive, dar răspund că este un fenomen de distrugere mult mai vast. Sportul este o mică componentă. Sportul a oferit, de-a lungul timpului, câteva exemple fericite. Și atunci tinere domnișoare care iubeau un fotbalist, au gândit că dacă ajung să fac meseria asta, dacă sunt în preajmă, dacă mai ajung și la televizor și așa mai departe, am o ușă întredeschisă pentru a iubi până la capăt un fotbalist. Acum, exemplele fericite sunt foarte puține. Pentru că e frumos să te gândești, dom'le, sunt nevastă de fotbalist, am bani mulți. Dar nu sunt mulți aia care au știut să-și țină banii aia și să-și facă ceva cu banii aia și mai târziu
să spui că merite să stai alături de unul și iarăși o chestiune de materialism până la urmă. Nu-l iubesc neapărat fantastic, dar îmi trebuie banii pe care îi produce el și pe care îi are. Pe de altă parte, să știi că faptul că apar prezentatoare sportive femei la TV este și dintr-o plăcere de consum a bărbatului. El este principalul consumator de sport la televizor. Și atunci studiile ne-au arătat, și asta nu ți-o spun acum, că e veche, prima prezentatoare, sau primele două prezentatoare, că au fost cam în același timp, de sport din România, chiar dacă încearcă unii să-și asume că eu am făcut-o baio, au fost Alina Negesc Alexoi și Dana Alexe Popescu, acum Popescu. Dar în realitate erau un TVR la începutul, te aduci cu siguranță aminte de ele, și ele au fost primele care au apărut la televizor. Atunci era o chestiune empirică, erau acolo, vreau să facă treaba asta, erau mai mult pe gimnastică și pe treburi patinaj. De patinaje și pe treburi, adică erau pentru chestii, să zicem așa, mai pentru doamne. În timp, apariția de stații private au ajuns la concluzia că bărbatul consumă știre de sport și s-ar uita cu mult mai multă plăcere dacă ar vedea în plus și un decolteu. Ceea ce eu, apropo de chestia asta și de valori, vezi aici, eu n-am dorit niciodată să fac chestia asta la Dolce Sport. Pentru că am putut să iau de la zero, pentru că le-am cerut colegilor mei un singur lucru, aveți o posibilitate aici să vă faceți meseria. Nu vreau să ne prostituăm la televizor, nu-mi trebuie cancan, nu-mi trebuie manelizare, sunt sătul de ele, le vedem în celelalte domenii, hai să ne facem meseria. Am avut o discuție chiar cu fetele pe care le-am avut și avem destule chiar care apar și la televizor, în care de la bun început am trasat niște direcții. Nu prea vreau să ne aplăm în Playboy sau într-o altă revistă, nu vreau să avem fotografii de-astea prezente, vreau să avem o conduită decentă pentru că prezentăm altfel lucrurile. Bărbații și cei care prezintă să fie la costum, să fie în cravată, pentru că așa se face televiziunea. Asta e crezul meu, cum vorbeam și mai devreme de subiect. Așa cred că trebuie să-l primești pe om în casa ta. Nu în pijama sau în pantalon scurs sau în șlapi, ci îmbrăcat frumos, pentru că este o seară, o întâlnire importantă de gală pe care o oferi. Cum e la basketul ăia cu time out. Avem nevoie de un time out, nu? Pauză de publicitate. Urmează la brandul luchinezu. Și am avut o discuție pe la 10 ani cu tata și întrebam, dar explică-mi și mie de ce tu și cu mama nu sunteți capabili să... avem, să aduceți banii pe care alții îi aduc, uite, X, uite, Y, uite, Z, nu o să-ți dau exemple, că nu contează. Erau din zona asta altă, genul ăsta alt de muzică. Și mi-a spus tata un lucru care mi-a rămas de atunci foarte bine în minte și asta mi-a dat foarte clar și mie direcția în viață. Și mi-a spus că menirea lui și dorința de a face această meserie, de a fi dirijor de cor, nu se poate compara și nu se poate cumpăra cu nimic. Dacă ar fi vrut să facă meseria pentru avantaje financiare, am cumpărat o orgă, o lampă mai cătă de o mână, ne spuneam mașină, mergeam și îngeam niște nuci, niște botezuri, de rupeam pământ. Pentru că avem decorul ăsta cu multe cărți în spate și vreau să mă adresez celor care ziceți, bă, nu-ți dea alea carton, știi, ca să la metru linear, ca să dea bine biblioteca. Noi avem o rubrică în emisiune, se numește Cât de departe te duci o carte, și te-am rugat să ne recomanzi o carte, un autor care îți place ție și să ne spui așa în câteva cuvinte, de ce mai citești, mă frate? Ce rost mai are să citești? De-abia aștept să prind câte o carte și câte un ceva timp ca să pot să citesc o carte. Am consumat în ultimul timp mai puțin, dar acum începe, vezi tu că revine și partea asta. Apare tableta, poți să o iei și pe tabletă, o ai tot timpul la tine, merge și în avion, e foarte plăcut numai care în un volum mare. Citesc pentru că întotdeauna mi-a plăcut să mă îmbunătățesc vocabularul. Este o meserie în care ai nevoie de vocabular și cred eu că niciodată un om care spune că la o anumită vârstă are tot vocabularul făcut, niciodată nu cred că există vârsta aia. Știi? În fiecare moment lucrurile se schimbă, apar lucruri noi, descoperi chestiuni noi, găsești formulări noi pe care le poți utiliza ulterior și văd și sesizez cu mare plăcere o pasiune fabuloasă la fimea de a citi. Ceea ce în ziua de astăzi la copii chiar că n-o vezi. Dacă i-am dat o carte în două zile, gata. Adică o carte de 200 de pagini, destul de grea.
citește, o consumă, îi place și se vede că îi place să facă treaba asta. Eu citesc, repet, mai mult în vacanțe, mai mult în deplasări, pentru că atunci știi, în avion, nu sună telefonul, nu merge internetul, nu-i nimic exact carte ceea ce trebuie să fie. Și de asta îmi plac zborurile foarte lungi, de astea le iubesc. Pot să citesc, sunt cu mine, nu... Ești la sala de lectură acolo. Exact, ești la sala de lectură. Sunt mare fan de John Grisham. L-am descoperit pe Grisham cu ani în urmă, chiar cu primul său volum. Și de atunci i-am urmărit, să zic așa, pas cu pas cariera, în sensul că am cumpărat fiecare volum pe care... Am fost atras întotdeauna de subiectele astea, de avocați, de procese, de felul în care un om își caută. Și cred că dacă nu m-aș fi făcut jurnalist, dacă n-aș fi făcut, cred că asta era direcția în care mi-aș fi plăcut să mă duc, către zona de avocatură. Îmi place investigația, îmi place să văd felul în care un avocat își pregătește o pledoarie și când are de apărat un om vinovat și când are de apărat un om nevinovat și toate construcțiile pe care le face. Grisham este de profesie și atunci automat, prin felul descriptiv pe care îl are în cărțile sale, e și frumos descrisă toată treaba asta, dar îți prezinte și mecanismele reale ale unui avocat atunci când își face treaba, ceea ce e foarte frumos. Și am o pasiune mai nouă, să spun așa, de biografii. Și dacă pot să vă recomand o carte, o fac cu mare, mare plăcere. Este Viața lui Andre Agassi. Este o carte care se numește Open. Și este scrisă atât de bine și atât de frumos, încât nu o lași din mână. Agassi este un personaj foarte interesant și foarte colorat și plin de viață. Cartea este scrisă excepțional și merită cu prisosință și chiar vă îndemn să o citiți, pentru că dincolo de povestea lui și felul în care este făcută și felul în care este spusă povestea, una foarte atractivă, vă va captiva. Cam astea. Bun, sunt multe. Chiar și Dan Brown îmi place. Și iarăși lui Dan Brown i-am citit toate lucrurile. Cu toate controversele pe care ți le ridică. Gândește că atunci când am citit prima oară Codul lui Da Vinci, bunicul Dumnezeu să-l ierte, încă era în viață și bunicul meu a fost preot. Și am avut o problemă, zic, cum să vorbesc eu cu bunicul despre aceste chestiuni pe care le aflu aici când toate ideile despre ortodoxie, religie și așa mai departe pe care eu le-am discutat cu el, bunicul fiind o enciclopedie realmente. Acum, într-o carte de câteva sute de pagini, se schimbă lucrurile. Am avut chiar rezerve să mă duc să discut. Și sigur că până la urmă am stat și am analizat. Nici nu poți să spui că ceea ce știai neapărat e 100% adevărat, nici ceea ce afli acum este 100%. Există întotdeauna o balanță, este întotdeauna o cale de mijloc pe care trebuie să o cântărești singur, pe care să ți-o analizezi, să ți-o treci prin filtre și citind și aflând și mai multe lucruri, vei putea să-ți creonezi și mai multe idei despre fiecare subiect în parte. Al treilea membru al familiei, le-am luat și în ordinea numerilor de pe tricou, Corect, am luat interviurile și am simțit că există niște valori acolo de viață extraordinar de puternice. Aplici mult în relația cu oamenii pe care îi coordonezi? Prima dintre chestiunile, sau zic eu, cea mai importantă trăsătură pe care am avut-o și în familie și încerc să o folosesc și să o arăt tuturor și să o impun tuturor, este onestitatea. Părinții mei s-au fost extrem de onești în primul rând cu cei din jurul lor și la fel de important față de meseria pe care au avut-o. Am avut o discuție cu tatăl meu când aveam vreo 10 ani și vedeam în jur diversi, pentru că la noi în casă se prindeau foarte mulți artiști, de toate culorile. Adică n-am avut numai oameni de operă sau numai muzicieni de filarmonică, și cântăresc de muzică ușoară și de muzică populară și așa mai departe. Adică erau actori, peisaj foarte pestiți. Asta e iarăși o chestiune care mi-a plăcut foarte mult și m-a ajutat foarte mult în viață. Și am avut o discuție pe la 10 ani cu tata și întrebam, doamne, dar explică-mi și mie de ce tu și cu mama nu sunteți capabili să avem, să aduceți banii pe care alții îi aduc. Uite, X, uite, Y, uite, Z, nu o să-ți dau, de că nu contează. Dar erau din zona asta altă, genul ăsta de muzică. Și mi-a spus tata un lucru care mi-a rămas de atunci foarte bine în minte și asta mi-a dat foarte clar și mie direcția în viață. Și mi-a spus că menirea lui
și dorința de a face această meserie, de a fi dirijor de cor, nu se poate compara și nu se poate cumpăra cu nimic. Dacă ar fi vrut să facă meseria pentru avantaje financiare, am cumpărat o orgă, o luam pe maică-ta de o mână, ne spuneam mașină, mergeam și îngeam niște nunci, niște botezuri, le rupeam pământ. Ne aflăm deja în extra time. Uite, arbitrul deja se uită la ceas așa și zice... Da, minutul 91, suntem la minutul 91. Aș încheia emisiunea exprimându-mi speranța că lumea care se uită te vede mai mulți Vlazi Enechescu, pentru că nu ești doar acel comentator cu care ți-ai construit brandul. Și măcar atâta să facem și noi în emisiunea asta, să arătăm că orice brand e un om care are foarte multe valori, în spate foarte multe fațete. Și îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost așa deschis cu noi și că ne-ai arătat mai mulți Vlazi. Și eu vă mulțumesc, vă aștept cu plăcere oricând e cazul și vă face plăcere și vouă. Și da, sunt multe de discutat, cred că mai putem vorbi și sunt subiecte pe care nu le-am atins, dar cine știe, mai avem timp. Și pentru că tu n-ai voie să-ți asumi o echipă, da, eu zic, eu stelist, zicem așa, hai România! Hai România! Vineri, la brandul lui Chinezu, vă aștept să salvăm ora 10 seara. Pâinea se poate câștiga și fără manele, și fără manelizare, și fără mizeria asta care apare la televizor și cu care avem toți de luptat. Copiii consumă ceea ce văd la televizor. Am ajuns să-mi blochez pe televizor anumite canale pentru control parental, da? Ca femeia să nu poată să ajungă la ele din întâmplare. Nu asta. Dar n-ai cum să scoți și să razi totul. Merge la școală, are colectiv, are prieteni, are aia.